Cristiano y Espósito, Alain Delon, Fernandello, Burgui, Anotazio Milena, Propari, Sonti, Questa, Polo, Scarriose, Dauro, che non ti è la conoscenza. Fratello, non ve ne ha sentito che questo tanto, ci sono delle cose che non ci vengono. Barca preconsulto, una di quelle che io ho usato, un film, una la parte, con il tuo più pace se stessi, la c'è più sempre, se mi comincia, se mi comincia, io ho preso un cuoco per avermi andato loro di Piasci Haro. Non si è riuscito a fare con me, che c'è a me? Che? Grazie per me, se lo hai tre istruzioni dentro, perché lo devo di staccare la gamba, io ci vengo in aria per staccare la mia rete di casa, la gamba è la Sio Cartis, di musica popolare, caram ci stiti, andiamo a romanzo, ci stessi, vuole venire in me, a mi bittiato, sulla mia bittete, non so quale esempio, e non ti vorrei di longevità, in me, processo. Acest simbol al neamului românesc, actorul român. Și când spun acest lucru, l-am admirat în primul rând pentru seriozitatea lui, pentru trăinicia lui ca actor pe scenă și trăirea lui de acest tărâm al artei, scena sacră. Nu-l vom uita niciodată, a rămas și va rămâne un exemplu de neegalat. Părerea mea. Nu numai prin longevitatea lui ca om, dar ca și longevitatea lui.
floarea soarelui, că am zis că s-a învârtit la un fel, la un soare și uitați, este o coroană acolo de floarea soarelui. E ceva deosebit. Da, vă noroc de
Și de acolo, de aici, de la plasat de stilul timp de peste 75 de ani, comentând cu un umor inegalabil modul în care se mișcă lumea. Iar lumea nu se satură să-l vadă, să-i admire talentul, să se bucure de el. Ceea ce facem și noi astăzi, în colegi fiind, suntem negri de invidie să vedem tânăr și ferice un fluture de scenă steagul de viață. Bravo, maestre, și la revedere! Imagine emoționante, doamnelor și domnilor, la cimitirul Belu. A sosit clipa despărțirii de maestru Radu Beligan. A fost înmormântat în urmă cu puțin timp cu 12 preoți și onoruri militare. Sute de oameni sunt și acum acolo la cimitirul Belu pentru a-i aduce un ultim omagiu marelui Radu. Și prinț și cerșetor, un trădător, un om cinstit, numai cu viața de actor eu niciodată n-am glumit. Am mai și râs de o nerosie, am fost bogat, am fost falit, și-n toată lumii nebunie, eu publicul mi l-am iubit. Iar acum este nevoie de jandarm ca să-i ghideze, pentru că, repet, oamenii nu vor să mai plece de aici. Însă, oricât de mult l-ar mai aplauda ei, Radu Beligan nu se mai întoarce pentru un al doilea bis, să spunem. Însă, ca despărțirea să fie mai ușoară, poate ar trebui să revedem filmele lui Beligan, să revedem piesele de teatru și, în acest fel, actorul nu va muri niciodată.